Din seria Haideți să grădinărim și fără o grădină, acesta este un container amplasat pe un balcon în care am plantat acum, înainte să plantez roșiile, pentru că mai târziu voi planta roșii aici, rucola. Iată, a crescut chiar foarte frumos, acum are, să zic, vreo 15 cm înălțime, poate fi culeasă. Au mai răsărit pe aici câte un fir de mărar. Iată chiar o roșie, nu știu, probabil de anul trecut. Nu știu de ce aceasta este mai tristă. Cred că aici are nevoie de ceva mai multă apă. Dar la modul general arată foarte bine. Mai avem câte un fir de măraș și pe acolo. E o bucurie să pot să recoltez de aici rucola proaspătă, evident bio. Nu ne place foarte mult. Are un gust care amintește de cel al nucilor. E foarte, foarte bună. La această dimensiune are proprietățile ideale de gust și de aromă. Când crește mai mare, e puțin amară. Așa este excelentă. Așadar, e foarte simplu de cultivat, trebuie doar semănat și este așa o bogăție. Vă încurajez să încercați și dumneavoastră.